camarazi, astăzi o să vă prezint o mică frescă numită Urmărit General. După cum știți, în 2010 fusesem avertizat că o să fiu arestat de cineva și deci m-am dat la fund. Deja m-a arestat seara pentru o zi, adică 24 de ore la Călăraș. Trei judecătoare au găsit că nu e nicio dovadă, că nu e nicio faptă și m-au pus liber. Am făcut autostopul de la Călăraș până la Olteniță. Am avut noroc că am prins un camion care m-a luat cu el, i-am dat 10 lei, m-a dus până la Oltenița. Deja acum mi-era frică să mă duc acasă, știi, că știam că sunt puși pe mine și vor să mă termine. Am așteptat să se întunece, după aia pe întuneric am intrat acolo și în casă, am luat ce era strict necesar, un aparat de poza, banii, nu știu, telefonul, ce mai era pe acolo și am ieșit. Când am ieșit, am vrut să depun o parte la niște vecini. Deja am văzut că apăruse mașinile miliției, deci mă căutau, înțelegeți? Că normal că i-a anunțat să ia de la Călăraș că m-au pus liber, știi? Și ei vreau să mă lege ca lumea, știi? M-am dat la fund și n-am avut ce face. Știam că în afara orașului, la vreo 3 km, era așa numită groapa lui Cojoacă, știi? M-am dus acolo și era o fostă firmuliță mică așa, care lucra cu ceva, cu borcane, cu sticle, cu nu știu ce. După aia s-a desfințat, devenise o ruină acolo și probabil că cândva cu anii urmă au mai stat și alții ori care erau pe fugă ca și mine sau care n-aveau unde să stea, să dea acolo și erau niște camere așa, care după aia au căzut jos, s-au dărmat sau cineva le-a dărmat, dar pe vremea aia se putea sta în ele, n-avea uși sau ferestre, dar avea acoperiș și important e acoperișul în cauza ploii sau zăpezii sau vântului. Deci, mi-am făcut acolo și un culcuș, dar totuși eram pe axă, cum zice neamțul, că bănuiam că s-ar putea să mă caute și acolo și nu dormeam în camerele alea. Undeva la vreo 100 de metri, că era o zonă împădurită, era o zonă între șoseaua București-Oltenița și digul râului Arge, știi? Undeva la vreo 100 de metri mi-am făcut în niște boschețe așa stufoși discreți, mi-am făcut o colibă acolo și un fel de iglu, știi? Că după aia mai târziu m-au căutat și acolo. La un moment dat am vrut să mă duc înapoi să mai iau ceva din casă care uitasem, știi, și mi-am dat seama, i-am simțit și am văzut cum erau la pândă acolo și deci gata, m-am retras, m-am dus, dar probabil că mă văzuse cineva, știi, că m-am dus într-un lan de porumb acolo și am așteptat să se întunece, că ei știam că au infraroșii, dar era mai greu să mă găsească într-un lan de porumb, înțelegeți? Așa că e, fiind atâția coșeni, n-are numai pătrunde infraroșiu, știi? Am stat acolo și la un moment dat trebuia să trec șoseaua portului Oltenița, portul Oltenița. Când am trecut, m-au reperat, probabil că era cu aparatul de infraroșii pe nas, știi, că am văzut eu că o mașină mergea cam încet și mi-am dat seama, ăștia trebuie să fie și așa erau grănicieri, știi? Și la un moment dat a trebuit să trec șoseaua aia și probabil că m-a prins pe infraroșu, știi, și a dat seama că eu sunt, știi, le-am făcut semnul de prietenie și am rupt-o până cocenea, știi? Erau niște diguri de-astea unde fusese canalizarea pe vremea lui Ceaușescu, deci am trecut până acolo și pe marginea la digurile alea de canalizare, erau trestii de-astea sălbatice imense, m-am băgat pe-ntre alea, am trecut pe partea altă, deja infraroșile nu mai mă percepea că era digul de vreo 3 metri înălțime, deci oprea totul. Am fugit pe niște lanuri de-alea, iar am mai săltat peste un dig de la, am mai coborât și am urcat peste un dig de la și am fugit, am ieșit pe un fel de lizier așa de pădure, tot așa, niște maluri. Și mi-am dat seama că la un moment dat am văzut că au apărut farurile unei mașini pe partea stângă și mi-am dat seama, ei erau, noroc că
pe partea unde erau ei la Digola, e malul ăla, așa ce era, era o groapă de vreun metru și ceva și m-am băgat acolo, deci eram, n-avea cum să mai mă prindă infraroșii, că era pământul care era mai sus decât mine. Am stat acolo și nu puteam să aprind nici telefonul, nici lanterna, nimica, că mă dăteam de gol, știi? Și am stat acolo și cândva, eu știu, pierdusem noțiunea timpului, cândva, cred că era două noaptea, știi? Am vrut să ies, că l-am văzut într-o parte niște lumini, bă, zic să dea dracu, m-au încolțit ăștia, știi, dar nu s-a apropiat nimeni, știi? Până la urmă mi-am dat seama, erau luminile de la șantierul naval, că nu se mișcau, erau fixe, știi? Și mi-am dat seama, pe partea dreaptă, pe unde trebuia să o iau, nu se vedea niciun far, nu că și noaptea, cât ar fi de neagră, se vede un obiect la 200-300 de metri, vezi, știi? Am văzut că nu era mașină, mi-am dat seama că n-au stat ei să păzească câmpul aiurea dacă nu m-au găsit și nu m-au prins în raza infraroșului, știi? Am luat-o ușor pe tăpșanurile alea, pe digurile alea, nu știu ce, m-am dus și am ieșit pe o laterală de a șoselii Oltenița-București, pe partea dreaptă, cam prin spatele filaturii, acolo și erau niște dealuri, niște vii, nu știu ce, n-aveau cum să mă prindă ei, știi, că era departe de șosea, era la vreo jumătate de kilometri departare de șosea. Am mers pe alea, am mers pe dreapta filaturii, că fiind clădirea filaturii, știi, acolo și n-aveau cum să mă prindă cu infraroșii, că nu se putea, știi, așa. Și am mers, după aia m-am urcat pe un deal, că vroiam să-mi iau butelia să mă mut de acolo și când am ajuns pe dealul ăla și m-am uitat în locul ăla unde era groapa lui Cojoacă, unde erau camerele alea părăsite, nu știu ce, numai faruri, numai lumini, mi-am dat seama, miliția, știi, mă căutau pe acolo, în boscheții aia, cred că au dat și de iglul ăla care mi-l făcusem acolo și dar am fost prudent, că eu mi-am dat seama că ei erau acolo și la treabă, mă căutau și am evitat, după aia m-am întors înapoi și în spatele meu, la un kilometru și ceva, era un pâriaș care curgea pe acolo, acolo erau niște multe sălcii, stuf, nu știu ce, și mai șezusem acolo și o perioadă, mi-am făcut acolo și tot așa, un fel de bordeiaș în pământ, unde puteam să îngătesc, nu mă ploua, pusesem pe jos scânduri, făcusem rost de niște saci de ciment, betonasem jos acolo și învelisem bine, așa că ploaia și zăpada e cea mai mare problemă, la căldură nu-i nimic, știi? Și după aia am stat acolo și o perioadă și mi-am dat seama că n-am nicio șansă acolo, așa că, bine, mă duceam pe undeva la marginea orașului, la magazine de-astea mici să mă aprovizionez, dar așa pe lungime n-aveam nicio șansă, știi, și gata, am lăsat totul acolo și butelia aia am pierdut-o și într-o noapte am plecat așa, tot așa, după miezul nopții, că ei ce făceau? Ei făceau turele alea cu foliția de frontieră aiurea pe acolo și să bățâiau, dar după 12 noaptea se băgau pe niște coclauri pe acolo și se băgau la somn. Dacă era frig, lăsau motorul aprins și ca să facă cald în microbuz și ei se băgau la somn de la 12 până la 5, la 6 dimineața. Că de multe ori când umblam noaptea pe câmpuri pe acolo singur, dăteam peste ei pe acolo, știi, dormeau în mașină, știi, puteai să-i fur cu mașină cu tot. Așa, și după aia, după două noapte așa, am luat-o la picior pe șosea, la un moment dat m-am blocat, era o mașină parcată pe șosea, părea poliția de frontieră, dar nu eram sigur că era în fața unei case, oricum am trecut ușor șoseaua pe partea stângă înspre Argeș, m-am fofilat pe niște boscheți, pe niște copaci pe acolo, ăia ori erau, ori nu erau, ori se fulfuiau, oricum am plecat mai departe, am trecut de ei, am mers vreo câteva kilometri și acum zic, bă, unde să stau până la ziua? Era cam răcoare, că era pe toamnă, știi? Până la urmă am găsit niște cocene, așa, niște legături de coceni, vreo 3-4, i-am desfăcut acolo și am tăiat, că aveam un cuțitaș, am desfăcut alea, m-am lungit pe cocene așa pe spate, că pe spate e cea mai călduroasă poziție întotdeauna, când e vorba cu frigul, trebuie să dorm pe spate, că e cea mai călduroasă poziție. Am dormit acolo, am ațipit, m-am trezit, până la 5 dimineața am văzut că au început să circule mașinile spre București cu navetiști, știi? M-am sculat și eu pe acolo, m-am dus, nu știu ce, să prind o cursă de aia, să ajung la București, să scap de ei.
Am stat acolo așa câteva minute, am văzut că a oprit o mașină în fața mea, o femeie s-a urcat în ea și m-am dus la ala, zic, nu mă luați și pe mine până la București, uite, vă dau 10 lei. Mai avea un loc, m-a luat și pe mine, că așa e acolo și oamenii te mai ia ca să-ți mai scoată din benzină, știi? Am ajuns la București, la București eram practic acasă, ședusem, am stat ani de zile în București, cunoșteam orașul, deci nu știam că sunt dat în urmărire generală, dar știam că nu foloseam punctele astea strategice, că, de exemplu, ei veneau cu mașina 4-5 într-o Dacia de aia și după aia se răspândeau să mă caute pe mine și pe alții care erau pe fugă, adică urmăriți general, înțelegi? Și evitam Piața Romană, Piața Unirii, Cismigiu, Parcul Izvor, Herăstrău, știi că ei fiind 4-5 nu putea să acopere tot Bucureștiul, dar se instalau la punctele strategice pe unde trece toată lumea, adică la Romană, la Piața Unirii, la Izvor, la Cismigiu era unul și unul pe la Herăstrău. De multe ori mă întâlneam, mă încrucișeam cu ei pe câte o arteră, știi, dar n-aveau voie să mă atace unul singur, trebuia să fie cel puțin doi, știi? Și așa că până chemaie lântăriri, eu dispăream cu troleibuzul, cu mașina, cu metrou, dispăream imediat, știi? Așa, dar eram prudent, că odată era polei, așa, știi? Și când am ieșit după lateral acolo și apă la Piața 1 Mai, pe la Victoriei, pe acolo, am dat nasul nas cu unul din ei, dar erau copii de ăștia ieșiți din școala de miliție, erau fraieri, așa, habar n-aveau, era ca un brobodi, știi? Ăla umbla cu o pungă mână așa de plastic, a văzut, Doamne, se ducea la muncă, dar îi miroseam că și ei mă știau pe mine după poză, dar și eu știau pe ei, știi? Îi știam pe ei, așa. Și l-am văzut, mi-am dat seama, zic că ăsta e acolo și la 1 Mai e piața aia acolo care are vreo 3 ieșiri. Și eu, ca să scap de el, m-am intrat pe o intrare de aia, ca și cum am dus să-mi cumpăr pâine, am ieșit pe a doua intrare și m-am topit, dar nu puteam să fug, că era polei și alunecam, știi, mă țineam de garduri, de pereți, dar era aceeași treabă și pentru el, era valabilă și pentru el treaba aia. Oricum a reușit să mă îndepărtez 200-300 de metri, el nu se prinsese, rămâsese ca fraierul în fața la brutăria aia, nu s-a prins că piața are 3 intrări, știi? Și m-am topit și am dispărut. După aia, când am văzut că nu mai merge, zic, bă, frate, hai să mă mut la Brașov, că nu se mai putea. Când am văzut că nu mai merge, zic, bă, frate, hai să mă mut la Brașov, că nu se mai putea, știi? Aveam eu un culcuș acolo și într-o casă în care șezusem până anii 70 înainte să fug din țară. M-am sculat de dimineață așa până la 4, am luat-o pe străzi de alea lăturalnice, că eu știam că ei vin la 8, că veneau de la Oltenița, plecau la 7, la 8 ajungeau în București, până la 4 iar se întorceau înapoi, că ei muncesc 8 ore, știi? Și a doua zi veneau iarăși. Și m-am dus la o stație de-aia unde știam că pleacă mașinile la Brașov, m-am dus, mi-am luat un bilet, nu prea era multă lume, nu știu, eram eu și încă o femeie, parcă și vreo doi bărbați, după aia s-a mai urcat câteva persoane, deci m-am suit în mașina aia și dă-i spre Brașov, știi? Ne-am oprit pe undeva, pe la Sinaia, pe la Predeal, la o pensiune de-aia sau la o cafenea de-aia, am băut cu o cafea și am ajuns la Brașov. La Brașov aerul curat, dar cam răcoare, știi? Prima grijă, cum era întotdeauna, culcușul, știi? M-am dus, m-am învârtit pe acolo și până la urmă am avut noroc, că era o zonă de-asta mai liniștită, pe lângă o fabrică, da, era o brutărie mare, nu știu ce, o zonă, unde să zic eu, era cam aproape de autogara de la Brașov, acolo e autogara internațională. Deci m-am dus acolo și am văzut care e mișcarea, era o curticică cu un transformator de la în față, în spate niște clădiri așa în formă de U. După aia era, mi-am dat seama că era, scria acolo și era o firmă de-astea, nu știu, de la Enel, nu știu ce, care avea un fel de punct de lucru acolo și era lacătul pe poartă, zic, gata, mi-am dat seama. Gardul se putea sări ușor, era o zonă liniștită așa și știi că ardelenii au porțile înalte la, uneori au, toată poarta e de sus până jos, știi, că așa e obiceiul, ai un mic de fortăreață, casa e un mic de fortăreață, știi? Și seara m-am dus acolo așa, am văzut care e mișcarea, din curtea aia puteam să mai intru într-o curte vecină, mi-am dat seama că se vedea că era iarbă până curte, neîngrijit, nu știu ce, totul arăta așa dezolant, mi-am dat seama că e nelocuită și găsisem după aia mai multe locuințe nelocuite la Brașov.
am așteptat să se întunece, am intrat într-o magazie acolo și se putea dormi acolo, nu era problemă cu ploaia, nu știu ce, acoperișul era bun. După aia am mai stat nițel și m-am dus și am deschis o fereastră de aia, că se vedea, casa era părăsită, se vedea, că mi-am dat eu seama, erau păianjeni pe acolo, nu știu ce, era o plasă la o fereastră, am rupt-o așa pe margine, am împins un geam de la și am intrat cu lanterna așa discret ca să nu mă vadă vecinii, că erau niște vecini peste stradă, aia mă puteau vedea de la fereastră la fereastră. M-am dus acolo și am făcut controlul casei, era totul ce trebuia acolo, cerșafuri, plapul, mă nu știu ce, dar un praf acolo, probabil de 15-20 de ani, nu mai locuia nimeni în casa aia, știi? Era tot ce trebuia, farfurii pe acolo, tablouri, mai erau și niște, am găsit și niște inele de argint, discuri de alea de vilin, cum era pe drum, pe vremuri, cărți, era câteva biblioteci acolo, am găsit și niște acte, el fusese doctor și a fusese ingineră, muriseră, dispăruseră, nu știu, mă rog, oricum, am și vândut o parte din cărțile alea, discurile alea, că trebuia să-mi câștig pâinea, știi, mai mă descurcam pe la biserici, dar în Ardeal e nasol, că în Ardeal nu se dă de pomană, știi, așa, dătuse de profesoară, mai mă ajuta aia cu 10 lei, cu 15 lei, venea la biserică dimineața și dimineața ieșeam, că era riscant să stau acolo și în timpul zilei, știi, că mai era, după aia am văzut, mai era un vecin care mai arunca un oi pe acolo din când în când, dar obiceiul meu era să intru noaptea, să ies noaptea, știi? Și după aia mi-am băgat și butelioara acolo așa și găteam noaptea, dar așa sub fereastră ca să nu bată lumina la vecini, știi? Era o lanternă de-aia, un stâlp cu bec chiar în fața ferestrii, deci era mai greu să mă vadă vecinii și lăsam flacăra mică, puneam cratița pe flacără, nu se mai vedea, știi? Și așa discret îmi găteam acolo și la repăzeară o tocăniță, o omletă, o cafea, un ceai și ca să fac economii, știi? După aia, când s-a mai încălzit, a fost mai bine că au apărut turiștii la Brașov și mă descurcam ca ghid pe acolo și ai plimbam pe nemți, pe aia care veneau, că era plin de turiști atunci, în 2010. Îi plimbam pe aia pe acolo, luam 5 euro, 10 euro, mărunțiși, nu știu ce lei, era începusem să prind chiar, cum să zice. Am prins odată o pereche de lesbiențe franțuzoice, le-am dus la un hostel de la, aveam un blat cu un patron de la, îi duceam clienți turiști de ăștia și îmi dătea și mie acolo și a 10 lei, 20 de lei, erau bun, că când ești pe fugă e mai complicat, știi? Și am prins un pic de cheag acolo și la Brașov, după aia am dat anunțul în ziare, găsise un bărbat și o femeie cu fisa care vreau să muncească în Germania și îi învățam limba germană, știi, mă duceam la omul acasă, îmi dătea o cafeluță, sandvișuri, nu știu ce, el știa și un pic de germană, mai învățase cândva. Și i-am învățat germană și le găsise în locuri de muncă de în Germania. Femeia mă ducea la ea acasă, era cu fis acolo în bucătărie, nu știu, vreo două ore le învățam germană acolo, așa, ca să plece în Germania la muncă, ca infirmiere, ceva la modul ăsta. Și îmi câștigam bănuți, nu știu, luam 30 de lei pe oră, cam așa ceva, deci scoteam niște bănuți cu turiștii, îmi mergea binișor. După aia făcusem o poantă așa, aveam eu figura mea, știi? Sunam la firme de-astea, deci mă duceam la magazin, luam o sticlă de lapte sau de iaurt, sau eu știu, luam ceva de mâncare, o conservă de pește, știi? După aia sunam la firmă, domne, uite, am luat o conservă de pește și am găsit un fir de păr în conservă, ce se poate așa, uite, nevastă mea a făcut scandal, a făcut griză de nervi, știi, vrăjeală. Și vrea să ducă la OPC să vă dea în gât și eu zic, eu am calmat-o, că știți că sunt femeile mai năbătuioase, mai așa, mai nervoase. Da, domne, vă mulțumim. Venea oia ce, păi cum să ne aranjăm? Păi m-am gândit că poate ne aranjăm omenește și înțelegeau oamenii că băteam și aia să priceapă măgarul, știi? Și atunci îmi dătea un punct de întâlnire, o oră și venea ăla cu 20-30 de conserve de pește sau dacă era firmă de spagheti, tot ceva, ne aducea spagheti, macaroni, ăia de la lactate tot așa, așa câteva chile de brânză, de lapte, de cașcaval, de nu știu ce, că firmele astea fac lactate, fac și cașcaval și brânză, fac de toate, ăia de la pește făceau icre, făceau nu știu ce și așa îmi scoteam mâncărica fără bani, știi, și ce mai
mai câștigam eu bănuți fericiți, mi-i puneam la pușculiță ca să am de rezervă. Așa am trăit mai multe luni la Brașov, mi-a plăcut Brașovul, foarte frumos oraș, aerul curat. Am fost și pe Tâmpa, am urcat cu telefericul ăla, am fost la o cetate sus, acolo și pe deal, e un târg ăsta de meșteșugar foarte mișto, arăta ca în Evul Mediu. Și după aia aveam rutina așa în general, mă descurcam, mă plimbam pe acolo, vânam turiști, până la urmă am avut ghinion pe 31 mai 2013 că m-au agățat, unul i s-a părut ceva, nu știu ce, și a chemat o miliția, aia erau alergătoare, era o fată și unul mai în vârstă, milițienii. Eu când am început să fug, fata era maratonistă, deci fugea cu mine, mai bine ca mine. Până la urmă m-a prins, știi, și asta e, am avut ghinion, asta e soarta omului. Deci, camarazi, m-am povestit cum am stat 3 ani ca urmărit general și în București și în Brașov, viață cu peripeții, mă rog, cu urcușuri și coborușuri, ca viața fiecărui om. Dacă v-a plăcut, dați share, dați like, faceți abonamente și rămânem împreună precum catarii. Pa, camarazi!